Orașul german Köln a devenit zilele acestea capitala bunei dispoziții. Străzile au fost împânzite de petrecăreții dornici să cânte și să danseze, pe scurt, să se distreze. Mai ales că este ultima oară când mai pot face asta până la Crăciun. La 11 și 11 minute fix, mii de oameni deghizați în clovni, animale sau politicieni au dat startul carnavalului din acest an din Köln. Au strigat, au cântat și au dansat până nu au mai simțit nici frigul. Am stat pe carnaval, wirklich wunderbar, kannst du nirgends anders finden. Wir kommen von Holland speziell nach Köln, um tolle Karneval zu Karneval, das musst du ja unbedingt mal mitmachen, das ist klasse, das gibt's sonst nirgendwo, ja. Fängst morgens früh an, das feiern, super klasse, es sind auch viele Menschen, die genauso drauf sind wie du auch und einfach ein Riesenspaß, super klasse. Carnavalul este aproape la fel de vechi ca și orașul Köln și e ultimul prilej de distracție pentru catolici înainte de Crăciun.